Doamnelor și domnilor consilieri, cum ați invitat, domnul, în conformitate cu prevederile articolului 133 privind codul administrativ, ați fost convocați în ședință extraordinară de îndată prin dispoziția 401 emisă de primarul domnului Pușor pentru astăzi, care are următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului înființare capacității de producere a energiei electrice pentru consum propriu din surse regenerabile în Comuna Pârjol, în cadrul programului Fondul pentru Modernizare, program cheie 1, surse regenerabile de energie și stocarea energiei, sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Proiectul numărul 2, privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiție în ființare capacități de producere a energiei electrice, același proiect. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a programului de investiții pe anul 2023. Și 4, proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafață de 5.000 de metri pătrați, scris în cartea funciară numărul 60093, către UAT Comuna Pârjol, județul Bacău. Din cei 15 consilieri, suntem prezenți, am zis 10, da? 10, da. 10, da? Supun spre aprobare proiectele ordinii de zi. Da, și mai e proiectul ăsta, dacă vreți. Prima dată aprobați ordinea de zi. Aprobăm ordinea de zi pentru început. Da. Toată lumea, da? Toată lumea, da? 10, da. Așa. Avem un proiectul ăsta care domn primar acum pe ordinea de zi. Primarul ăsta de sus, da? Da. Și un proiect privind completarea domeniului public al Comunei Pârjol, cu următorul obiectiv, drum vicinal Tărâța, strada Tărâța Vechi, numărul 18A, punct început, drum vicinal strada Tărâța Vechi, numărul cadastral 60772, punct final cimitirul catolic Tărâța, cu lungimea de 109 metri pătrați, suprafața totală 1381 metri pătrați, lungimea era în metri, suprafața totală 1381 de metri, din care suprafața intravilan 716 metri pătrați, suprafața extravilan 665 metri pătrați. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi și cu acest proiect, toată lumea. Da. Deci avem 10, da. Și acum trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi și anume acest proiect privind aprobarea depunerii proiectului înființare capacități de producere a energiei electrice pentru consum propriu din surse regenerabile în Comuna Pârjol, județul Bacău, în cadrul programului Fondul pentru Modernizare. Doamna Bocancea Viorica, referind de specialitate, ne prezintă. Noi am făcut proiectul ăsta cu un an în urmă, cred că, pe o altă sursă de finanțare. Nu s-a putut depune acolo, că erau alte condiții foarte, foarte stricte. Acum, domnul primar, cum ai găsit o sursă de finanțare de Ministerul Energiei. Și până pe 1 ianuarie trebuie să depunem acest proiect. Am făcut documentația toată. Zic eu că este în regulă. Am făcut site-ul MySmith. Așa, și acum vrem să depunem acest proiect. Sunt pentru toate instituțiile, ce înseamnă primării, școli, dispensare și domeniul iluminatului. Panourile vor fi puse în zona Târgului Câmpeni, pentru că pe câteva școli nu suportă școlile, că sunt, am făcut expertiză și nu suportă acoperișul panouri. Da, acoperișul și se vor suplimenta pe terenul Târgului. De asta atunci, din prima, nu s-au putut depune din cauza că am zis că ne ajută pe instituții. Da. Școlile nu suportau. Și vrem să depunem capacitatea 260 de kilovați. Deci sunt așa. Școala Pârjol, Școala Băgnășești, Școala Tăreța, Școala Pustiana, Baza Sportivă, Iluminatul Public,
Da? Și dispensare. Și dispensare. Și cred că și grădinița nouă, nu? Nu, 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 pentru că ea e, cu fondul este proiect. N-avem proces verbal pe ea. Nu putem prinde. Dar ea o să meargă pe acoperișul ei. Pe acoperiș o să fie școala Târâța și baza sportivă. Pe acoperiș, atâta suportă, că am făcut expertize. Și celelalte construcții nu suportă. Și o să punem panourile tot în zona Târgului. O să facem un părculeț, cum ar fi, fotovoltaic, și care dăm pentru școli și pentru instituții de dispensare și iluminatul. Pentru iluminatul public. Asta este un mare favoare. Îi pompați bani. Sunt foarte, foarte mulți bani. Rămân bani pe iluminatul. Și-aș dați bani în rămân. Numai pe iluminatul public. Dacă o instituție. Și asta de asta, că ceilalți domn consilieri care de la PSD, care nu sunt prezenți astăzi aici, și domnul Nistor, care este cu Pro-România, bineînțeles că ei așa mai departe, de asta nici nu au venit astăzi, să nu treacă proiectele. Astea sunt niște proiecte cu termen. Nu putem să spunem, domnule, hai să-l lăsăm pe luna viitoare. Nu? Luna asta trebuie băgat și încărcat. Că luna viitoare nu se mai există. De totul este contrativ. Tot ce se lucrează la proiect este contrativ. Pe ultima sută de metri, așa. Așa se lucrează la proiect. Dacă există oportunitatea să le depunem acum, cum se așteptăm să treacă în 50 de ani? Așa este sesiune. De exemplu, avem pe drumurile astea, o să ajungem și la drumul imediat, prin fonduri europene, o să luăm 2,5 km, este 1 milion de euro, care va fi încărcat pe platformă pe 1 ianuarie. Păi în loc să fim bucuroși că are cine să stea. N-ai cum să faci după 1 ianuarie ședința de Consiliu Local. Nu, domnule, trebuie făcută astăzi pentru să fim pregătiți pentru data de 1. Toate au timpul. Sigur. Au un termen. Nu te-ai agățat de ele, n-ai încărcat, la revedere. Da. Supunem la vot? Toată lumea? Pro? Da. 10? 10, nu? Da. Trecem la punctul 2. Și anume dacă am aprobat depunerea proiectului, acum aprobăm documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv. Dacă vreți să citiți un pic valorile acolo, dacă aveți în față, că documentație. Nu e. Haideți să vă valoarea proiectului. Da. Deci valoarea proiectului este de 1.081.045 de lei fără TVA. Valoarea eligibilă este 1.081.045. Deci total valoarea este eligibilă. Fără să punem nimic din proiect, da. Dacă sunt fundul Da, deci acum supun la vot și acest proiect. Deci mă gândesc, da, toți da? Uh-huh. Bun. Și acum punctul 3 de pe ordinea de zi, proiectul privind rectificarea bugetului local și a programului de investiții pe 2023, doamna Andoca Cristian Mare, prezintă. Comunei Părșoalei au fost alocate prin hotărârea guvernului 1188 și 1183 la rectificarea bugetului de stat, sume la cotele defalcate din impozitul pe venit. 56.000 de lei, 41.000 de lei pentru echilibrarea bugetelor locale, 400.000 de lei sume cote defalcate din TVA la echilibrarea bugetelor locale. Iar pentru descentralizate au fost alocate 50.000 pentru asistent personal și persoane cu handicap și 1.000 de lei pentru cheltuieli materiale la școală. Astea au fost alocările bugetare. Am mai avut încasări în plus la veniturile bugetului propriu, la impozitul din transferul proprietăților imobiliare, 2.600.000 lei, și taxe judiciare de timbru au fost peste 0.04 sume mai mărunțele. La cheltuieli, am completat la secțiunea de dezvoltare, la DC 183, conform HCL-ului,
pentru aprobarea indicatorilor la DC183, suma de 152.700, am suplimentat cheltuielile neelegibile și la cheltuielile de funcționare, de unde mai avem nevoie până la sfârșitul anului pentru cheltuieli la titlul 20, la bunuri și servicii. Cheltuieli cu energia, cu salubritatea, cu materiale ce avem nevoie în primărie. Întrebări suplimentare, dacă aveți. Supun la vot, da? Supun la vot și acest proiect. Toți? Deci, da? Okay. Trecem la punctul 4 și anume proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafață de 5.000 de metri pătrați, înscris în cartea funciară, către OAT Comuna Cluj-Napoca, județul Bacău. Domnul secretar, doamna secretar, prezintă. Proiectul ăsta știți că a mai fost introdus pe ordinea de zi în ultimele două ședințe. Știți despre ce este vorba? E terenul ăla de 5.000 de metri pătrați. Terenul de 5.000 de metri pătrați, am să-l spui public, la toată lumea, care nu vor domnii consilieri să voteze. Deci donează. Donez eu 5.000 de metri pătrați teren arabe pentru a fi construit bazinele cu apă și stația de clorinare pentru acele trei chemieni pe Râța și Păjor, care avem un proiect de 274 de miliarde și ceva, prin Angel Salini. Nu se vrea. Domnii consilieri de la PSD, dacă nu vor, nu vor. Ne trebuie două treimi din acei 15 consilieri. Deci ne trebuie 10 plus 1. Avem astăzi numai 10. Deci nici azi, astăzi nu trece. Din cauza consilierilor care nu vor să voteze acel proiect care m-a zbătut să aduc foarte mulți bani pentru Comuna Cârjor. Nu vor. Da, tot așa este contratimp și acest proiect. Timpul este limitat. Trebuia de mult să, da, să ducem carte funciară, nu avem certificat urbanism. Deci, în ianuarie, vorbim la început acum, dacă trebuia să-l încărcăm pe platformă, avem ocazia să pierdem acel fond. Păcat. Dar, domnul consilier, știu că la Tărâța oamenii au plătit să aducă apă din alte părți cu cuburi, stăteau bani pe cuburile alea să le încarce și să aibă apă să pună în fântâni. Știu acest domnul consilier. Asta înseamnă să fii prezent aici și să votezi sau să sabotezi sau să boicotezi. Comunității. Am văzut chiar sigur că da. Astăzi vă urtie și pentru puim care-i prinsă Pustiana și Câmpenii pentru apă. Am văzut că până pe data, până în luna iulie, va fi reluat și semnat contractul pentru proiectul ăla apă și canal pentru Pustiana și Câmpenii. Deci s-a făcut licitația, da. Și... Dacă, se pare la 5. Dacă se întâmplă tot la fel, păcat. Adică dacă nu vrem, de asta suntem. Noi suntem aleși de locuitorii din Comuna Cârjor, pentru a aduce, pentru a vota, pentru a face comuna asta cât putem mai frumoasă, să aducem toate posibilitățile de a fi bine, adică un trai mai bun. Dacă nu se vrea, nu se vrea. Eu m-am zbătut, mă zbat în continuare, am să spun public la toată lumea. Este foarte bine, toată lumea trebuie să știe. Rămâne de fiecare dată, am pus la ședința pentru proiectul ăsta, au fost numai orgolii la masa asta. Trebuie să știi toată lumea de ce nu reușim să, da, să facem. Aici văd, cred că între ei și vin, eu n-am nimic cu niciunul, cred că văd un pic chiar și o ură personală au cu mine. A început campanie. Înțelegeți? Hai să lăsăm, aici să facem politică. Eu nu fac un folosul meu sau un folosul cuiva, nu nici prenume, nu. Noi aducem un folos comunității. Nici clădirea de lângă noi nu poate să fie terminată pentru că nu are apă canal, nu o să fie niciodată acolo un dispensar. Păi sigur. Cum să autorizez un dispensar fără apă și canal, mai ales din clădirii nouă? Iar sunt care s-au, bineînțeles, la blocul și la aia și nu au canalizare, nu au. Adică eu vin cu acordul ăsta să... Dom'le, nu am găsit teren de cumpărat. Am vrut să cumpărăm 5.000 de metri pătrați acolo pe deal sus la Tărâța, nu am găsit.
Oamenii nu au titlul de proprietate, care au, sunt morți, este foarte greu. Și atunci am hotărât să dau eu, care am cumpărat, în 2010 am cumpărat o jumătate de hectar de la un cetățean din comuna Ardeoan și eu vreau să-l donez. Nu se vrea? Nu se vrea. Pentru acest proiect. Ce șansă avem? Să mai trec 50 de ani canalizarea asta de aici. Da? Care trece prin fața, are 50 de ani. Păi da, dacă canalizarea asta care trece prin față, nu mai este valabilă. Păi nu e valabilă, știți? Asta nu e canalizare, e folosit de 80. Păi da, dar ce, eu ce spun? Are 50 de ani. Asta nici n-ai voie să o folosim. Deci are 50 din 80. Deci nici nu este voie să o folosim. Din cauza că nu avem stație de epurare. Doamne, o folosesc, de asta nu vin aici. Și Irinel o folosește, stă acolo la bloc, asta e treaba. Dar o să o înfundăm. Nu. Nu-s de acord. Da. Nu mă trebuie. O să o fundăm, o să vină Moșul Crăciun fără canalizare și atunci o să facă, să aducă fosă fiecare și o să facă treaba. Eu sunt victimă colaterală, cred. Da, și eu. Vă cred. Vă cred, dar n-am ce să vă fac. Bun. Da, dar înainte de când era interesele proprii, trebuie să fim și la ceva. Da. Da, deci trebuie cumva să facem să... Atunci introduceți același punct și ședința ordinară, care urmează. Sigur. Pentru că lumea trebuie să fie prezentă, nu numai să comunice pe WhatsApp să-și arate nemulțumirile. Și noi mai în timp de citit cărfe și ne frustrările dumnealor, nu? Ședința următoare chiar o să chem 10, 5, 20. Și poate populația, doamnă, în problema din domnul consilier care se schimbat. Când ne-a schimbat ședința. Până la sfârșitul anului va fi cel puțin încă două. Una, trebuie să băgăm repede pentru platforma asta, trebuie să băgăm drumul pentru dezmembrare. La cap. Da, la cap. Asta va fi imediat, pentru că nu mai nu veni. Astăzi o să mă ocup eu să dau telefon la proiectant să vedem care e situația și cred că va mai fi una pe 22 sau nu știu, mă rog. Vorbim, da. Nu cum spun ei, pentru ce e atâta grabă. Sunt grabe, uite că este, de exemplu, că sunt proiectele astea care au termen, ca să le băgăm anul ăsta. N-ai cum să-i faci cum de anul. De ce spunea dumneavoastră aici, pe grupul nostru? Că aruncat în primărie nu știe dânsul că proiectele astea au niște termene. Dar ce proiecte? Ce proiecte, doamnă? Dar ce el a făcut proiecte? Păi proiectele acestea pe care noi trebuie să le spunem. El nu a făcut și nu știe. Deci el dacă 39 de ani n-a făcut proiecte, da. Nu că nu știe, să face că nu știe. Populația pentru că nu știe. Sau, mă rog, cei care... Deci nu punem la vot? Da. Noi, da. Care să zic, noi da. Trebuie să știe. Da. Bun. Da. Trecem la acel proiectul ăla? Mai avem da. Drumul, da. Mai avem da. Drumul, da? Da, da. Ăla cu... Cu domeniul. Cu cinci. Drumul ăla. Cu drumul vicinal. Cu drumul vicinal. Doamne, da, Federica, prezentă. Da. Așa, da. Citim și proiectul ăsta. Este vorba despre un alt proiect care a fost inițiat de către domnul primar prin AFIR, deci prin fonduri europene. Este vorba despre drumul de la Pustiana în Vale, drumul dispensar la deal care ies în drumul comunal și linia a doua, această porțiune și drumul care merge la cimitirul catolic. La Tărâța 104 metri. Hai să vă spun despre ce este. Nu este intabulat ăla. Ăla nu este intabulat. Noi l-am prins în proiect, dar nu este intabulat și vrem să-l intabulăm acum. Da, de asta este bineînțeles pentru intabularea 104 metri. Sau 106 metri. Dar de ce s-a ales drumurile astea? Deci ăsta este un proiect care îl urcăm repede pe 1 ianuarie pe o platformă care ne dă 1 milion de euro pe fonduri europene pentru drum. Ne încadrăm în jur la 2,5 km. Dar... Ca să avem punct. Ca să avem punctaj, trebuie așa. Trebuie școală. Trebuie... Cimitir. Dispensar. Societăți. Și societăți. Și atunci ne-am încadrat în toată comuna asta, am pus așa. Că avem școală și două societăți. E Valea la Pustiana, în câmp.
până acolo va fi tot 1,6. Până la societate. Dispensar va fi 350 sau 380 de metri până în centru, în partea aia altă. Ne trebuie și din județean. Și județean avem decât bucata asta. Și ne-am încadrat de aici și până la intersecție. Și ne trebuie și un cimitir. Și cimitir ne-am încadrat că avem la tărâța acolo, când avem în altă parte, 104 metri. Și cu totul s-a făcut 2,46-48 sau 100. Care, care îl luăm cu ăsta și ne apucăm și de treabă, dacă dă Dumnezeu, cum sănătoși și să ne vedem cu bine. Foarte bine, nici contează acum cine prinde. Ăsta linia a doua, drumurile astea le-am prinsă și prin în etapa 2 și 3, în CNI. Dar nu contează, astea va merge mai repede pe proiecte europene și le dăm drumul și le scoatem de acolo, nu nicio problemă, știi? Și până vin, alea merg un pic mai greu prin CNI, prin Compania Națională de Investiții, probabil, și asta o să meargă mult mai repede prin fundul de acolo. Și de asta am rupt de acolo, ca să ne face pe acolo. Ce-i făcut? Noi suntem de acolo, de prezență, da. Bun. Păi, astea au fost punctele de pe ordinea de zi? Da. Ședința este... La divers, vreau și o să vorbesc. Știu că nu mai ține de comuna cultură. Poate că aveți informații sau mai sunt speranțe. Acea bucățică dintre Tealoarele și Ardeoane, 900 de metri care au rămas neasfaltați, știți ceva? Este prinsă într-un proiect la comuna Ardeoane. Da, știu. Da. Și e vorba, adică nu știți când o să, nu știu, să termine. E la fel și noi, că are și el proiecte, cum avem și noi, etapa 1, 2 și 3, știți? Da. El a prins 1 și îmi pare că și 2, dar, mă rog, comuna fiind foarte mică în a noastră, chiar am stat de vorbă cu el la vreo săptămână. Păi, asta l-am întrebat să faci și am discutat cu el și zice că l-are prins ca să fie, că o rămas bucata aia, vă dați seama. Da. La fel de, și la Islas, de la Islas la Sforțeni, e bucățica aia care a rămas. Bucata aia este prinsă în, în proiect, prinsă și vreau să lucrez. Am luat-o și de la Sforțeni, am luat drumul la noi, prin căutărâri, și vreau să fac tot noi, că ei sunt interesați, că dacă nu circulă ei, pentru că dați seama, știi? Atunci am preluat noi, că eu vreau să-l asfaltez până la Grigore. Dar, na, vedeți, în limita posibilităților și eu aș face cât de repede. Din partea noastră au plecat proiectele la București, nicio problemă, dar merg cum merg. În limita posibilităților.